Tragedie în satul Baurcii din cea de lungă, doi tineri, soț și soție, au murit intoxicați cu monoxid de carbon. Potrivit poliției, se aflau în sauna unui vecin. Văzând că cei doi nu ies de acolo de câteva ore, proprietarul s-a dus să vadă ce se întâmplă și a descoperit cadavrele. Pompierii spun că cel mai probabil soții s-au intoxicat cu gazul eliminat de o instalație autonomă care încalcă normele de securitate. Victimele aveau 28 și 31 de ani.